Pentru 300 de lei, am răspuns la 3 întrebări. Da, sigur. Prima întrebare, ce alege dintre iubitul tău să aibă, nu știu, să zic, timp liber foarte mult, dar câștigă puțin bani? Sau câștigă mulți bani, dar poate să-ți ofere doar 2 ore pe zi? Aș zice că e mult mai importantă partea cu timpul. Dacă e cu banii, ne descurcăm amândoi, vedem cum facem. Ce alege dintre un job la program, dar câștigi 10.000 pe lună? Sau lucrezi de oriunde, câștigi mai puțin 5.000, să zicem, pe lună? Mamă, eu sunt foarte spontan și cred că pentru mine ar fi mai ușor așa, cu un program mai flexibil. Și câștigi mai puțin? Da, că oricum sunt foarte spontan. Dar câștigi de două ori mai puțin. Poate mai reușesc mai așa ar venit, poate mai fac ceva, cine știe, mai fac ceva on the side. Ce alege dintre, să zic, o vacanță scumpă, dar mergi singură, sau e o vacanță mai ieftină, te duci în Bulgaria, nu știu, cu familia? Ar merge și cu familia, să petrece mai mult timp, mai ales ar merge, că eu, nu fac prea. Și, eu fac și sport și sunt plecată mai mult de acasă și așa, dacă mai am ocazia să mai petrec cu familia, e binevenit. Bun, îți las 300 de lei, dacă mă urmărești pe Instagram, îți mai dau încă 100 de lei. Verifică pe Instagram la cum ai deja, Andrei.